Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună seara! Bine ați venit la o nouă întâlnire cu Narine Abgarian. Anul trecut am avut o întâlnire cu Narine pentru lansarea romanului Simon. Iată că a avut marea bunăvoință de a veni și anul acesta pentru a lansa noul volum Viața e mai dreaptă decât moartea. Traducerile celor trei volume apărute până acum, Din cer au căzut trei mere și Simon, romane, și acest volum de povestiri legate, care de fapt împreună alcătuiesc chiar un roman, traducerile sunt făcute de Luana Schidu. Luana Schidu este o mare traducătoare și cred că Narine Abgarian ar trebui să fie fericită că are o asemenea mare traducătoare. Rar există traducători care pot reda cu atâta acuratețe și cu un vocabular atât de elevat în limba română un original ca Luana Schidu. Luana Schidu va întârzia puțin, va veni la un moment dat și vom da și ei cuvântul. Invitatele mele din această seară, pe lângă Narine Abgarian, de fapt cele care vor susține în mare parte dialogul cu autoarea, sunt Ioana Pârvulescu și Sabina Fati. Niciuna din ele cred că nu are nevoie de o prezentare, sunt două scriitoare bine cunoscute. Ioana Pârvulescu a ajuns la 100.000 de exemplare cu una din cărțile sale și trebuie să o felicităm pentru acest lucru. De asemenea, Sabina Fati, pe lângă faptul că este scriitoare, este și o reputată jurnalistă. Dați-mi voie, cum e tipicul lansărilor noastre cu un autor îndrăgit, să-i dau mai întâi cuvântul lui Narine Abgarian, să vă spună câteva cuvinte de bun venit. Я хочу поблагодарить румынского читателя за огромное доверие, румынского издателя за то, что он решил издать мою книгу, чудесную Румынию за то, что встретила меня такой прекрасной погодой. Vreau să mulțumesc cititorului român pentru că citește cărțile mele, editorului român pentru că îmi publică cărțile și să-i mulțumesc și României pentru că m-a întâmpinat cu o vreme atât de bună. Я уже третий раз приезжаю сюда, и я вот написала Денисе письмо, и письмо и сказала, что я уже чувствую себя практически дома. Я a treia oară deja când vin în România și am scris într-o scrisoare, într-un e-mail Denisei, în care am spus că deja mă simt aici ca acasă. Спасибо, мы будем говорить недолго, чтобы не мучить всех, да? O să vorbesc mult ca să nu vă chinui, așa că mulțumesc. Tot alături de noi se află profesorul Anton Breiner, care este, uite, numai superlative, cel mai bun traducător simultan pe care l-am întâlnit în viața mea. Mulțumim foarte mult, Anton, pentru tot ceea ce faci pentru noi și mai ales pentru ceea ce vei face în această seară. Narine Abgarian, deja vă este bine cunoscută, s-a născut în 1971, într-un orășel din nord-estul Armeniei, chiar aproape de granița cu Azerbaijanul, în Bert. Și a urmat la Erevan universitatea, a studiat filologia, apoi în 1993 s-a mutat la Moscova. A fost cunoscută mai întâi printr-un blog, un blog care a ajuns la sute de mii de urmăritori, un blog care pornea de la o fetiță de 11 ani, Maniunea, care s-a transformat într-o trilogie. În 2010 a publicat primul volum din această trilogie, dedicat fetiței respective, care s-a bucurat de asemenea de un enorm
succes în Rusia și a luat premiul manuscrisul anului. După trilogie a mai scris pentru copii și continuă să scrie și în momentul de față volumul de povestiri Semion Andreici, Letopiseț în măzgălituri, care a luat un mare premiu pentru copii la Moscova, premiul Babinos, și a fost considerat cel mai bun roman pentru copii în ultimii 10 ani până în 2012, când a apărut acest volum. În 2014 publică romanul pentru copii Bunicul de ciocolată împreună cu Valentin Postnikov. Pentru adulți debutează în 2011 cu romanul Imigranta. Apoi, în 2014, publică volumul de povestiri Oameni care sunt mereu cu mine, nominalizat la Balșaia Niga, iar în 2015, dă lovitura. E recunoscută pe plan internațional cu romanul Din cer au căzut trei mere, roman care a luat un premiu de stimă în Rusia. Este premiul Tolstoi, premiul Yasnaya Polyana. Romanul, în momentul de față, este tradus sau în curs de traducere în 37 de limbi. În limba română a apărut în 2021, mare bestseller în România, și de atunci încoace bestseller și longseller. Continuă să se afle în atenția cititorilor și facem noi tiraje în fiecare an. În 2016 a publicat povestirea Zulali, după care s-a făcut un film de succes în 2021. Apoi, în 2018, a apărut acest volum de povestiri legate, care în limba română are titlul Viața e mai dreaptă decât moartea. În limba originală, titlul era Continuă să trăiești. Și pentru că am căutat pe internet și am văzut că sunt multe titluri cu a trăi, am publicat chiar eu un roman chinez foarte bun cu titlul A trăi, Să trăiești, în continuare trăirea, am zis trebuie să găsim un alt titlu. Și consultându-ne cu Narine, am ales o propoziție care apare spre citul volumului și care este semnificativă pentru întreg volumul și care ni s-a părut la toți, inclusiv traducătoarei Luana Schidu și redactoarei acestei cărți, Ștefania Nalband, care îi mulțumesc și ei foarte mult pentru redactarea făcută, Viața e mai dreaptă decât moartea. În 2020, un alt roman care câștigă publicul internațional cu o veci de traduceri, este vorba de romanul Simon, care a apărut în limba română în 2023 și el bestseller Humanitas Fiction. Iar în 2022, volumul de povestiri Tăcerea culorii. În 2022, după începerea războiului, Narina Abgarian nu a mai putut să locuiască la Moscova, s-a mutat întâi în Armenia natală, apoi în Germania, unde locuiește acum. A fost numită The Guardian, unul dintre cei mai importanți scriitori europeni contemporani. După această minimă prezentare, aș vrea să începem, de fapt, lansarea noastră și dialogul cu Narine Abgarian și permiteți-mi mai întâi să-i dau cuvântul Sabinei Fati. Bună seara! Mulțumim că sunteți aici într-un număr atât de mare. Mulțumim, Narine, că ai venit aici și suporți tot programul acesta obositor. Această carte te face să plângi aproape la fiecare pagină. Am plâns aproape la fiecare povestire, dar nu e un plâns așa ca la o telenovelă.
pentru că fericirea și nefericirea din fiecare poveste pare să aibă cumva un semn de egalitate. Poate pentru că cu cât e mai greu, cu atât știi să găsești momentele bune, să le prețuiești mai mult. Cartea, deși e despre conflicte, despre împușcături, despre nenorociri de război, de fapt nu are deloc politică înăuntru. E doar despre viața și dramele unor oameni care trăiesc în acest mic oraș, orașul în care s-a născut Narine, Berdu. Berdu e la granița cu Azerbaidjanul, între Armenia și Azerbaidjan, nu departe de Georgia. Și noi n-am aflat aproape deloc știrile despre războiul de acolo. E un război pe care lumea nu-l vede, iar cei de acolo nu-l înțeleg. Nu are neapărat legătură cu Nagorno-Karabakh și cu tot ce se întâmplă în enclava aceasta trasată de Lenin, stabilită de Stalin și rămasă până acum un nod gordian al neînțelegerilor. De aceea, toată cartea e despre... Personajul principal e Berdu, dar sunt cercuri concentrice în care avem un cerc despre Berd, unul despre graniță, pentru că toate pericolele vin de la graniță. E și o carte în care, fără să fie numită graniță, granița apare la fiecare pas, pentru că de acolo vin împușcăturile, de acolo lunetistul o omoară pe nora lui Moran, care i-a făcut baclavale, ultimele baclavale din viața ei. De acolo vin obuzele, de acolo vin rachetele, de acolo se întâmplă până la un moment dat să ai o casă și după aia vine un obuz și rămâne doar un crater. Dar viața merge mai departe într-un oraș în care în fiecare casă e un mort, în care în fiecare casă e cineva schilodit de război, în care în fiecare casă oamenii au cunoscut foamea. Da, și fericirile mici peste care îi duc înainte. În carte apar foarte multe explicații despre sensul vieții acestor oameni. Ei înțeleg sensul vieții mai ușor, poate, decât noi. Pentru că e o carte atât de frumoasă, frumos scrisă, dar în același timp plină de o tristețe nesfârșită. Aș începe să o întreb pe Narine, pentru că are aici un citat de la bunica ei. Viața învinge mereu moartea, dar cu ce preț o învinge? Și pentru că vorbește mult despre traumele sorei ei într-una dintre povestiri, aș îndrăzni să o întreb, care ar fi traumele cu care a mers mai departe? Și cum a putut să scrie atât de mult despre toate dramele acestea, ducând cu ea un bagaj atât de greu? Вы знаете, если бы я планировала эту книгу, я бы, наверное, ее не написала. Dacă aș fi planificat planificat această carte, probabil că n-aș fi scris-o. И самое большое чувство, которое я испытывала, когда я ее писала, это был страх и сожаление, что я взялась за эту тему. Și cel mai puternic sentiment pe care l-am resimțit atunci când o scriam a fost frica și părerea de rău că m-am apucat să o scriu. Я начала писать эту книгу, когда уже прошло практически 20 лет после войны. Am început să scriu cartea asta când trecuseră deja 20 de ani de la sfârșitul războiului. Я имею в виду после первой Карабахской войны. У меня было такое глупое, какая-то глупая уверенность, которую я себе не могу простить, что война больше никогда не вернется. Mă refer la primul război din Nagorno-Karabakh și aveam o convingere din asta idiotă, pe care nu pot să mi-o iert, convingere că războiul nu se va întoarce niciodată. Я бы, наверное,
могла бы более полно ответить на ваш вопрос, если бы мы не потеряли Карабах. Aș fi putut poate să vă răspund mai complet la întrebare dacă nu am fi pierdut Karabahul. Потому что столько потерь для того, чтобы проиграть войну, это, конечно, тяжело. Pentru că să suferi atâtea înfrângeri, atâtea pierderi și în cele din urmă să pierzi războiul, asta cu siguranță este foarte greu. Но у каждого народа бывают восхождения и падения, и мой народ теперь проживает такой этап, этап падения, для того, чтобы снова подняться. Și dar fiecare popor trece prin momente de căderi și ridicări și acum poporul meu trece printr-un astfel de cădere, declin, dar asta înseamnă că după aia va trebui să se ridice din nou. В этом, наверное, есть смысл победы жизни над смертью. Poate că în asta și constă sensul victoriei vieții asupra morții. Bună seara și din partea mea. Ce să vă spun, e probabil cea mai puternică, cel mai puternic text scris de Narine Abgarian, pentru că în cărți de genul acesta poți să ratezi foarte ușor. În același timp este și o carte atât de intensă încât se citește destul de greu, pentru că, așa cum am scris pe coperta a patra, fiecare frază sângerează. Mi-a amintit, așa ca punct de pornire, de o exclamație din jurnalul lui Jenny Acterian: atâta risipă de viață pentru a ascunde atâta moarte. Pentru că aici e vorba de viață, de fapt, dar fiecare personaj din cele 31 de povestiri, atâtea sunt, povestiri independente, dar legate între ele, fiecare personaj ascunde moartea și dramele și traumele înfiorătoare pe care le-au trăit alții din familia lui. Deci nu este vorba de cei care chiar trec printr-o traumă sau sunt omorâți, ci e vorba de cei care rămân cu durerea asta, care poartă mai departe durerea. În fond, râsul și plânsul, mă gândeam, a început și Sabina Fati să vă vorbească despre plâns, râsul și plânsul sunt activități caracteristice omului și care ne definesc. Însă, de obicei, le separăm destul de bine. Acum râdem, acum plângem. În celelalte cărți ale lui Narine Abgarian, ele erau destul de amestecate. De data asta era și râs, era și plâns, nu în alt fel amestecate. De data asta însă se atinge acel nivel al râsului care nu se mai deosebește de plâns, al acelor hohote care nu știi dacă sunt de râs sau de plâns. Dincolo, din cer au căzut trei mere și în Simon, era înduieșare, era pitoresc, era comic de toate felurile, în mod straniu, oamenii au meditat mai degrabă, cel puțin în literatura română, au meditat mai degrabă la formele râsului. Aici este un fel de indice complet al formelor plânsului, pentru că, ca să citez ultra cunoscutul început de roman Ana Karenina, fiecare familie e nefericită în felul ei. Toate familiile sunt fericite, sunt la fel, dar fiecare familie nefericită e nefericită în felul ei. Aici nu e vorba numai de familii nefericite, e vorba de familii complet îndurerate
și disperate în această durere, dar care ascund cât pot ele de bine și încearcă să trăiască mai departe așa cum se poate. Cine provoacă aceste traume? În berdul, care e același berd din celelalte romane, doar că își arată fața zguduită de război, de... Traumele sunt provocate de istorie, desigur, și aici Narinea Abgarian mi-a amintit de interbelicii noștri, în special de Cioran, care spunea istoria e o desfășurare fatală pe care omul își închipuie că o poate domina. Fals. Din clipa în care am descoperit istoria, mi-am pierdut orice iluzie. E într-adevăr opera diavolului. Și vă dau un citat din Narine, care spune aproape același lucru, dar firește altfel. Deci dacă Cioran teoretizează și meditează, la Narine totul e întrupare, totul este în personaje, în acțiune. Și spune așa, nu-i nimic, a răspuns ea în cele din urmă, după faptă și răsplată, și unora și altora. Și interlocutoarea ei spune, nu cred eu în dreptate, Teimo, nici în răsplată nu cred. Pentru ce a suferit suro al meu? Și-a pierdut familia în bombardament, trăiește beteag, o mână i-a fost smulsă de explozie, cealaltă e schilodită. Ai văzut și tu cum adună ierburi cu degetele lui urâțite, cât de greu se chinuie ca să avem ce mânca și el și eu. Sau nefericitul tău colic, mai întâi și-a îngropat nevasta, apoi fiica mai mare și așa mai departe. Deci nu crede într-o faptă și răsplată, ci pur și simplu lucrurile vin peste tine și te doboară. Dar oamenii le ascund și fiecare încearcă să trăiască cum poate, fără să-i apese pe ceilalți. Oamenii totuși în această carte nu se tânguiesc, plânsul e ascuns, formele plânsului sunt ascunse, ei nu se văicăresc și doar câte un obiect sau câte o tăcere sau câte o emoție bruscă arată prin ce au trăit. Finalurile acestor, cum spun, geme literare, le-aș spune, geme nu de la geamăt, dar ar putea fi și de acolo, sunt întotdeauna extrem de năucitoare. Sunt năucitoare. Înainte de a-i pune o întrebare lui Narine, vreau și eu să subliniez, pentru că a venit Luana Schidu, dar nu pentru că a venit ea. Într-adevăr, Narine Abgarian și-a găsit traducătoarea. Traducerea este formidabilă prin alegerea unor cuvinte. De exemplu, am reținut o expresie, o pierdea din ochi de dragă, care vine din poezia noastră, o pierd din ochi de dragă, și alte lucruri de genul acesta perfect plastice și în același timp simple, așa cum Narine folosește, are o economie de mijloace extraordinară. Nu veți vedea la ea fandoseli. Totul e simplu, este clar, este limpede. Și de asemenea am admirat, Luana, felul în care joci cu cuvintele din limba din care traduci, din rusă, dar de fapt din armeană mai mult, pe care le lași ca atare, asta așa trebuie făcut, decât să găsești un echivalent foarte nefiresc în română,
Aceste cuvinte îți dau parfumul local și împreună cu numele creează toată atmosfera asta armenească, să spunem, sau în orice caz berdiană, Macondo-ul lui Narine este. Bun, acum întrebarea. Nu-mi pot închipui cum, ce tărie îi trebuie unui scriitor ca să scrie asemenea carte. Ce ți-a dat putere? Mai degrabă datoria față de vii sau mai degrabă datoria față de morți? Во-первых, я тоже очень хочу поблагодарить Луану. У меня потрясающий действительно переводчик, который сделал изумительный перевод. În primul rând vreau să-i mulțumesc și eu Luanei, am un traducător minunat care a făcut o traducere excelentă. Я считаю моих переводчиков моими соавторами, потому что без их перевода, конечно, моя книга бы не звучала на других языках. Eu consider că traducătorii mei sunt coautorii mei pentru că fără munca lor cartea mea nu ar avea o voce în alte limbi. Теперь о том, почему я писала эту книгу. Иоанна совершенно правильно заметила, что она о тех, кто остался жить. Și acum, ca să răspund la întrebarea de ce am scris această carte, Ioana a remarcat foarte corect că este despre cei care au rămas în viață, au rămas să trăiască. Мы все переживали тяжелые этапы в жизни, будь то разочарование, будь то предательство, будь то тяжелая болезнь. И как нам потом сложно восстанавливаться, возвращаться к жизни. Это знает каждый человек. Orice om a trecut prin momente dificile în viață, dezamăgire, trădare, boală și cât de greu ne e tuturor să trecem peste aceste momente, fiecare om știe, are experiența asta. Человек невероятно одинок в этом своем возвращении к жизни. Și omul este extrem de singur în această încercare de a reveni la viață. Состояние послевоенном – это коллективное одиночество. Și în timp ce în situația asta post-belică, post-război, asta este o singurătate colectivă. И ты не одинок в своем несчастье только потому, что у соседа свое собственное несчастье, но оно перекликается с твоим несчастьем. Și nu ești singur în această nefericire doar pentru că și vecinul tău are propria sa nefericire care rezonează cumva cu ceea ce simți, cu lucrurile prin care treci tu. Когда закончилась война, на улицах Берта оказалось очень много молодых, красивых, сумасшедших людей. Când s-a terminat războiul, pe străzile Berdului umblau dintr-o dată o mulțime de oameni tineri, frumoși și nebuni. Именно молодых и это пугало больше всего. Și cel mai ciudat e că erau tineri și asta te făcea să te înfiori cel mai mult. Помню, была невероятной красоты девочка Агапия, она была похожа на греческую богиню, и она на голое тело надевала пальто своей мамы и выходила гуляла по Берту. Îmi amintesc de o fată tânără, Agapia, ea semăna cu zeița greacă și care pe trupul său gol își punea haina mamei și ieșea așa să meargă pe străzile Berdului. Люди даже не знали, как вести себя с ней, то ли останавливать ее, возвращаясь домой, то ли делать вид, что ничего не происходит. Și oamenii nu știau cum să se poarte cu ea, să o oprească, să o întoarcă acasă sau să se prefacă că nu se întâmplă nimic. Потом какое-то количество молодых людей справилось с этим своим состоянием, других просто увезли в психологические диспансеры, психоневрологические, они больше не вернулись домой. Apoi un număr de tineri dintre aceștia a reușit să depășească starea asta și să revină la normal, în timp ce ceilalți au fost luați de pe străzi și duși la spitale neurologice și nu s-au mai întors niciodată. И я тогда думала, что, наверное, о войне пишут многие, а вот тех людях, которые живут после войны, не очень многие.
Și m-am gândit că despre război scriu mulți oameni, în schimb despre oamenii care rămân după război scriu foarte puțini. И об этом я очень хотела написать. Și mi-am dorit foarte mult să scriu eu despre asta. Это было сложно. N-a fost ușor. Я похудела на 6 кило, когда писала эту книгу. Am slăbit cu 6 kilograme în timp ce scriam această carte. Если даже поправлюсь на 6 кило, я второй книги о войне не напишу, чтобы похудеть на эти 6 кило. Și chiar dacă o să pun din nou cele 6 kilograme la loc, eu nu o să scriu a doua carte despre război doar ca să slăbesc. В этот раз, когда я поехала в Армению, меня спросили, может, вы напишете про нашу войну 2020 года? Я сказала, я лучше умру. Când am fost ultima oară în Armenia, am fost întrebată, poate vreți să scrieți despre războiul nostru din 2020? Și am spus, nu, mai bine mor decât să scriu despre asta. У нас есть прекрасные молодые писатели, пусть теперь они худеют. Avem niște scriitori tineri minunați, acum e rândul lor să slăbească. Undeva în carte apar doi prieteni plecați să muncească în afară și vorbesc despre dorul lor de Armenia și la un moment dat unul dintre ei spune: te-ai gândit vreodată ce popor ciudat suntem? Un popor melc. Acum, după ce Arțacul, Nagorno-Karabah, cum îl numim noi, Republica Arța, care aparținea de Armenia sau care era locuită de armeni, a fost aproape total golită de ei, pentru că fiecare și-a luat casa și-a plecat. Cum vede scriitorul acest destin de popor melc? E un destin sau e ceva ce poate fi depășit? Scriitoarea însăși e plecată de acolo. Da, Maria Ulică тоже со мной. Sigur, cochilia mea este și ea cu mine. У каждого армянина обязательно есть маленький хачкар, крест, камень. Fiecare armean are un mic хачкар, o piatră cruce. Da, крест, камень. Есть обязательно портрет Арарата. Are fiecare armean are un portret, o imagine cu muntele Ararat. И обязательно кофемолка ручная. Și neapărat o râșniță manuală de cafea. Конечно, хотелось бы еще денег было побольше, но не всем на это везет. Sigur că ne-am dorit cu toții să avem și mai mulți bani, dar nu toată lumea are norocul ăsta. Я пытаюсь шутить, потому что тема очень тяжелая, она всех убивает, поэтому я хочу немножко разбавить. Sigur, eu încerc să glumesc pentru că subiectul este foarte apăsător și pentru noi toți și de aia cumva încerc să fac și o glumă. На самом деле это не эксклюзивная судьба моего народа. Очень много малых народов, которые раньше находились в составе огромных империй, теперь находятся ровно в таком состоянии. De fapt, asta nu este un destin exclusiv al poporului meu, multe alte popoare mici care făceau parte din mari imperii acum au exact aceeași soartă. Мы по наивности думали, что в 90-м году, что Советский Союз развалился тогда. Но мы сейчас наблюдаем развал этой империи и каким-то странам удается выбраться из-под обломков, каким-то странам нет. În 90 am crezut în naivitatea noastră că atunci se destramă Uniunea Sovietică, dar realitatea nu este asta. Realitatea este că Uniunea Sovietică se destramă acum și unele țări reușesc să iasă, să se ferească de sub fragmentele acestei imperii, alte țări nu reușesc. Полгода назад я была уверена, что Армения с Грузией спасутся. Сейчас у меня нет таких надежд. În urmă cu doar jumătate de ani eram convinsă că Armenia și Georgia se vor salva. Acum deja nu mai am astfel de speranțe. Я очень надеюсь, что это удастся Молдове. Sper foarte tare că Republica Moldova va reuși să se salveze. Я очень рада за вас, что у вас это получилось. Și mă bucur foarte mult pentru voi, pentru că România a reușit să facă asta.
А мы пока, видимо, будем находиться эти маленькие улитки под большой, огромной вот этой полусумасшедшей улиткой, улиткой, и как-то пытаться выживать. În timp ce noi vom continua să fim aceste mici state melc care vor încerca să supraviețuiască la umbra acestui imperiu mare care se destramă și vom încerca să supraviețuim. E greu să alegi din cele 31 de piese care se întrepătrund, sunt personaje care migrează dintr-o povestioare, sunt foarte scurte aceste povestioare, sunt mini-povești și sunt totuși personaje care migrează dintr-una într-alta și într-un fel se poate spune că e o carte roman totuși, pentru că lucrurile se leagă. Dacă ar fi totuși să aleg una din povestiri ca fiind preferata mea, aceasta este Așteptarea. E vorba de o fetiță de 8 ani care își pierde mama. Pot să o rezum în câteva cuvinte pentru că mai aveți 30 despre care nu știți nimic, deci le puteți citi. Deci o fetiță care la 8 ani își pierde mama și ultimul lucru, dar ea nu știe sigur că a murit, o tot așteaptă să se întoarcă și ultimul lucru pe care și-l amintește este că mama, care era însărcinată și mânca deosebit de mult, i-a dat jumătate de bomboană. După care tatăl, care bineînțeles este îndârjit de război, prinde un prizonier, îl închide la ei acolo și fetița caută să-l ajute, să-i dea ceai, să-i dea jumătatea de bomboană ca să-i arate că nu e otrăvită, deci face exact gestul mamei. Observă că e foarte tânăr acest băiat și apoi împreună cu bunica ei îl scapă și arată drumul spre unde să plece, să fugă. Și finalul este acel final năucitor de care vă vorbeam. Fata se duce în stație să o aștepte pe mama ei, pregătită cu bomboane, cu tot, pe ideea că a eliberat o viață și a primit o viață în schimb. Am senzația că în această carte femeile sunt mai blânde decât bărbații. A fost o remarcă de viață sau, mă rog, ce ai de spus despre asta? Естественно, женщины и мужчины ведут себя совершенно по-разному на протяжении войны. Sigur că femeile și bărbații se comportă diferit în timpul războiului. Мужчина в основном воюет, женщина остается дома, и вся ответственность не только за себя, не только за детей, но и за родственников, и за соседей ложится на ее плечи. Bărbatul în principal este la război, se luptă, în timp ce femeia rămâne acasă și întreaga responsabilitate pentru copii, pentru rude, pentru bunul mers al casei este pe umerii ei. И вот это огромное напряжение, которое испытывает женщина за тот период, пока её мужчина воюет, оно не даёт ей совершенно расслабиться. Și această tensiune pe care o simte femeia în timp ce bărbatul e plecat la luptă nu o lasă deloc să se relaxeze. Она даже не болеет в это время. Femeia nici măcar nu e în stare să se îmbolnăvească într-o astfel de perioadă. У нас, когда закончилась война, мы потом получили огромную шкалу женских заболеваний.
după ce s-a terminat războiul, am avut un număr foarte mare de boli femeiești. Oncologicisch, psihologicisch, în rândul femeilor, boli oncologice, psihologice. Потому что в тот момент, когда женщина поняла, что она немножко может расслабиться, у неё организм взял своё. Pentru că în momentul în care femeia și-a dat seama că poate în sfârșit să se relaxeze, organismul deja a cedat. Обычно, когда мужчина отдыхает, у него мозг работает на 20%. Когда он смотрит телевизор, что-то слушает и так далее. Când bărbatul, să zicem, se odihnește, mintea lui, creierul lui funcționează la cam 20%, de exemplu, când se uită la un film, la televizor. Знаете, сколько процентов... Ну, на сколько процентов отдыхает мозг женщины, когда она максимально расслаблена? Când știți care este procentul la care funcționează creierul unei femei atunci când este maxim de relaxată? На 10%. 10%. Она даже когда почти уже спит, у нее 90% мозг работает. Chiar și în momentul în care ea e aproape adormită, creierul ei funcționează la 90%. Поэтому она видит все и чувствует все и ощущает все. Ну вот такие странные создания. Din cauza asta vede totul și simte totul și astea suntem niște ființe foarte ciudate. Может она в моих книгах какая-то особенная именно потому что мне ее больше жаль, чем. Poate că femeia în cărțile mele este o ființă mai specială pentru că mi-e mai milă de ea. И я ничего не могу с собой поделать. Это может женский эгоизм, может материнский эгоизм, но мне хочется ее действительно оберегать. Și n-am ce să fac cu asta, poate că este doar un egoism de femeie, dar n-am ce să fac cu mine, am, îmi vine să am grijă de ea, de personajul meu feminin. Я извиняюсь перед мужчинами, я вас тоже очень люблю. Și îmi pare rău și îmi cer scuze față de bărbați, vă iubesc și pe voi foarte mult. Berdu este prezent în mai multe volume ale tale, Narine. Aici Berdu este, se poate simți, pulsează tot timpul. Berdu are două coordonate extreme, umanitatea și ura. O prima întrebare ar fi legată de Bert. Ura aparține în carte numai taberei adverse, umanitatea aparține numai celor din Bert. Я поняла. На самом деле, меньше всего я бы хотела, чтобы читатель, который прочитал эту книгу, подумал, что армяне лучше, чем азербайджанцы, или христиане лучше, чем мусульмане, потому что эта книга не о межнациональной вражде и не о межрелигиозной вражде. În primul rând, ultimul lucru pe care aș vrea ca cineva care citește cartea asta să-l creadă este că armenii sunt mai buni decât azerii, că creștinii sunt mai buni decât musulmanii, pentru că cartea asta nu este despre o ură interetnică sau o ură interconfesională. Это книга о маленьких людях, которые пытаются выжить в тяжелых условиях, живя по обе стороны границы. Este o carte despre niște oameni mici care încearcă să supraviețuiască în niște condiții dificile de ambele părți ale graniței. Просто мой Берт, Дениса правильно заметила, что у меня очень трепетное к нему отношение, это в том числе мое убежище. Pur și simplu, Bertul ăsta și este pentru mine un refugiu. Это такая очень приятная травма. Este o traumă extrem de plăcută. Поэтому я его максимально оберегаю. De aceea eu am cât de mult pot, am grijă de el. И, наверное, это для меня это лучшее место на земле. Și probabil este cel mai bun loc de pe lume acest oraș pentru mine.
E cea mai critică ca mine, кстати. Și în același timp este locul cel mai critic față de mine. Я могу рассказать какую-нибудь смешную историю, а то бедные люди страдают. Poate să povestesc o poveste amuzantă, pentru că văd că oamenii deja suferă. Я когда приезжаю, вообще мои земляки очень строгие люди. Они не любят, когда ты начинаешь задаваться. Oamenii, mă rog, coorășenii mei sunt niște oameni foarte stricți, lor nu le place deloc când încep să-ți dai aere. Я приехала в Вер 2 года назад, и меня на улице остановила старушка, наверное, ей было 150 лет, может, 160. Și mă întorc eu în Берд în urmă cu 2 ani și pe stradă mă oprește o bătrânică, avea probabil 150 sau poate 160 de ani. Она вот так вот уже ходила с палочкой, то есть прямо держать спину не могла и почти была слепая полностью. Да, умбла încovoiată așa, cu un băț, nu mai putea să-și îndrepte spatele. Но меня она увидела. Și deși era aproape complet oarbă, pe mine m-a văzut. Остановила и говорит, слушай, это ты вот наша писательница, да? Mă oprește și mă întreabă și zi, tu ești scriitoarea asta a noastră? Я говорю, да. Зик, да. Она говорит, вот посмотри на себя. Ты худая, как жидкая сопля. Și zice, uite-te la tine, ești subțire ca un muc lichid. Хоть на 20 кило поправься, чтоб похоже стало на писателя. Ай, пуне și tu măcar 20 de kilograme pe tine ca să semeni cu un scriitor. У меня истерика была, честное слово. Eram, muream de râs când am auzit asta. Наверное, другой человек бы обиделся, но я знаю, из какого теста сделаны мои люди, поэтому я это очень люблю, и именно об этом я пишу. Un alt om poate s-ar fi supărat auzind așa ceva, dar eu iubesc pe orășenii mei tocmai pentru că sunt așa. Другую историю тоже могу рассказать. Я ее в прошлом году рассказывала. Может, если кто-то слышал, простите, пожалуйста, что повторяюсь. Pot să vă mai spun o poveste. Am mai povestit-o și anul trecut și dacă cineva a auzit-o, îmi pare rău că mă repet. Опять старушка. Iarăși o bătrânică. Останавливает меня в Берде. Mă oprește în Берд. Ты нас опозорила на целый мир. Și zice, ne-ai făcut de rușine în lumea întreagă. Я говорю, почему? Eu zic, de ce? Она говорит, ты в своей книге написала, что куры несутся зимой яйцами. Și tu în cartea ta ai scris că găinile fac ouă iarna. Когда идёт снег. Când ninge. Когда идёт снег, куры не несутся, Când дорогая. Când ninge, draga mea, găinile nu fac ouă. А я действительно этого не знала. Eu chiar nu știam asta. И я почувствовала всю эту тяжесть вины, которую она переложила мне на плечи. Și am simțit în acel moment toată greutatea vinovăției pe care a pus-o pe umerii mei. И я ей говорю, ну я не знала, простите, пожалуйста, но мне так приятно, что вы в вашем почтенном возрасте прочитали мою книгу. Și spun, îmi pare rău, chiar n-am știut, dar mă bucur totuși că la vârsta dumneavoastră înaintată ați citit cartea mea. Она мне говорит, только этого не хватало, чтобы я время на твою книгу теряла. Și am zice, numai asta mai lipsea, să-mi pierd eu timpul cu cartea ta. Мне просто рассказали, что у тебя куры несутся там зимой. Я решила тебе сказать, что ты нас опозорила. Да, mi-a povestit cineva că tu ai scris că găinile fac ouă iarna și am zis că trebuie să zic, ca să știi că ne-ai făcut de rușine. Aș mai vrea să te întreb ceva de Берд. Берд a devenit patria ta literară. A fost de la început, a fost programatic. Ți se pare că Берду, patria ta literară, e mai apropiat de Macondo, așa cum a sugerat Ioana Pârvulescu, sau mai apropiat de Iocna Pataufa lui Faulkner? Вот вы назвали обоих писателей, которых я очень люблю. Ați numit doi scriitori pe care îi iubesc foarte mult? Я бы, конечно, очень хотела, чтобы это была Йокна Патофа или это была Маконда.
aș dori foarte mult ca în cazul meu să fie Yoknopatov sau Macondo, unul dintre cele două orașe. Nu, e de crai, văd imină, văd tăchih, văd starușic. Dar mai degrabă este ținutul unor bătrânele, ca cele despre care v-am povestit. И таких мужчин, которые у меня в Симоне, допустим. Și a unor bărbați, cum sunt cei din cartea Simon. В общем, история о том, как начинается Симон, о похоронах, это тоже документальная история. De altfel, începutul romanului Simon e o întâmplare reală. У нас умер сосед, мама пошла на прощание, пришла совершенно удивленная. A murit un vecin de-al nostru, mama s-a dus la priveg și se întoarce extrem de uimită. И говорит, вообще-то на похоронах самый популярный персонаж это покойник. Și zice, de regulă, la înmormântare, cel mai popular personaj este mortul. А в этот раз было не так. Да, de data asta n-a fost așa. Потому что у человек, когда умер, у него посинели уши. Pentru că omul a murit și brusc i s-au urechile i s-au făcut albastre. Вся публика, которая пришла с ним попрощаться, о нем забыла, когда увидела эти синие уши. Și văzând aceste urechi albastre, toți au uitat despre el. И очень живо обсуждала, как можно их прикрыть, чтобы он они вот своим вызывающим цветом не сбивали траурную мелодию вот этого мероприятия. Și toată lumea nu făcea decât să discute cum să acopere aceste urechi ca prin culoarea lor extravagantă să nu strice atmosfera acestui eveniment. И вы знаете, вот об этом мой Берд. Și asta este cumva esența Berdului meu. И все мои книги начинались из каких-то таких вот историй, нелепых, смешных, страшных и прекрасных. Și toate poveștile mele se nasc, pornesc de la istorii de genul ăsta, absurde, ridicole, comice, ciudate. Aș vrea acum să o invit la microfon pe traducătoarea ta, pe Luana Schidu. Cred că ne spune câteva cuvinte și cred că are și ea cel puțin o întrebare pentru tine. Mă întrebam cum să descriu relația mea cu cartea asta, pentru că pentru mine cărțile lui Narine sunt întotdeauna ca un fel de vacanță foarte plăcută, ca o vacanță petrecută într-un loc magic. S-a întâmplat asta din Cer au căzut trei mere, s-a întâmplat și în Simon și într-o măsură s-a întâmplat și aici, numai că aici n-a mai fost așa de ușor, de dus toată suferința asta și pentru că întotdeauna când am de-a face cu cărțile lui Narine, mă gândesc la ea și primesc răspuns. Și de data asta am găsit descrierea perfectă în ce a spus ea acum câteva minute. A fost ca o traumă plăcută. A fost exact relația pe care spune ea cu are cu Berdul. Mi-a fost și ușor pentru că cred că două dintre cele mai puternice arme împotriva răului absolut sunt să vorbim despre el și să vedem cu încăpățânare în bine că nu degeaba două dintre cele trei mere căzute din cer cad pentru cine a povestit și pentru cine a ascultat ce a crezut în bine. Și de asemenea, mă gândeam și la ce a spus Ioana despre cuvintele pe care zice ea că le găsesc, cum le găsesc. Pur și simplu, astea sunt cuvintele către care duce textul. Recunosc că poate mai mult decât în alte cărți, în cărțile lui Narine, caut cu cea mai mare grijă, cu teama aproape fiecare cuvânt care să aibă nuanța exactă dintre mai multe sinonime sau expresii pentru că, și cred că dacă nu le-aș găsi, aș refuza să mai traduc cu oricât de dureros ar fi pentru mine asta, pentru că n-aș putea să stric cărți ca astea.
Așa, dar pe de altă parte am tot fost întrebată dacă discut cu autorii și, de exemplu, dacă discut vreodată cu Narine. Mi-ar plăcea imens să stăm mai mult de vorbă, dar nu știu cum face, că lasă totul foarte limpede. Aproape niciodată n-am întrebări. Totul e de o limpezime absolută. Și iarăși, dacă mi-a fost ușor în toată durerea și suferința asta, este pentru că știam că dacă a scris ea cartea, se va termina cu lumină și cu bine. Cu credința aia încăpățânată în bine. Tocmai pentru că ea lasă lucrurile atât de limpezi, nu știu dacă am întrebări în momentul ăsta, poate cu excepția uneia foarte egoiste, și anume, independent de nevoia de a pune sau scădea în greutate, oare ce o să mai traduc eu mai departe? Nu e așa... Пишу. Ну, требуется не спой. Я сейчас пишу книгу и очень надеюсь, что она получится хорошо, дорогая Луана, и ты ее будешь переводить, и тебе не захочется задать ни одного вопроса мне. Eu acum scriu o carte, draga Luana, sper să miasă și sper că nu o să ai nicio întrebare să-mi pui legat de ea. Ну, вообще-то, наверное, глупо об этом говорить, но каждый человек, если занимается своим делом, он хочет, чтобы оно получалось у него лучше, лучше, лучше. У меня вот такая мечта, раз уж я пишу, то писать так, чтобы читателю было хорошо мои книги читать. Очень хочется еще какое-то время просуществовать в этом чудесном пространстве слов и чувств. Fiecare om cred că încearcă să facă lucrurile pe care le face cât mai bine și eu îmi doresc ca cititorul, atunci când citește cărțile mele, să se simtă bine în cărțile mele și să-și dorească să continue să se mai lungească în acest spațiu pe care îl creez în cărțile mele. O ultimă întrebare, Sabina Fati și Ioana Prvulescu. Eu voiam să completez un pic ce spunea Denisa mai devreme despre umanitate și război și dacă și unii și ceilalți sunt la fel de duri. Chiar la începutul cărții, pentru că războiul apare definit în diverse forme, dar chiar la începutul cărții e vorba despre o femeie care s-a căsătorit dincolo de graniță. În Azerbaidjan. Și în Azerbaidjan, nu, ea e născută în Armenia, dar s-a mutat, s-a căsătorit în Azerbaidjan, dincolo de graniță. Și citesc aici un fragment despre acest război care afectează toate părțile. Când s-a pornit războiul, cei din satele de pe graniță nu și-au făcut prea multe griji. Oamenii erau prieteni de familie de zeci de ani, mergeau în vizită unii la alții. Războiul e undeva departe, n-are treabă cu noi, ziceau ei, fără să se îndoi o clipă. Așa să dea Dumnezeu, era de acord Metaxia. Doar că ea s-a dus în vizită dincolo de graniță în Armenia și când s-a întors, fiul ei adoptiv era deja mort, o parte din casă era deja distrusă. Cum ar fi și armenii făceau ceea ce făceau și azerii în Armenia. Și acum întrebarea e, ai fost dincolo de graniță în Azerbaidjan? Ați avut rude dincolo de graniță? Cum i-ai cunoscut pe cei care trăiau dincolo? Și da, și cum vezi toate relațiile de graniță? Pentru că toată cartea este despre o graniță complicată și poveștile care se întâmplă
între cele două țări de pe care, pe care desparte această graniță atât de dramatică. Я бывала до 15 лет, я почти каждое лето хотя бы 3-4 недели проводила в Азербайджане, потому что там жила моя бабушка, мамина мама, и там жила семья моего дяди, маминого брата. Până la 15 ani mergeam în fiecare an în Azerbaijan, petreceam acolo câte 3-4 săptămâni, pentru că acolo era bunica mea, mama mamei mele și familia unchiului. После конфликта они уехали оттуда, семьи уехали. După declanșarea conflictului, ei au plecat de acolo. Там случилась чудовищная трагедия с женой моего дяди, но мы эту трагедию пережили. Acolo s-a întâmplat o tragedie îngrozitoare cu soția unchiului meu, dar am trecut peste această tragedie. Но, скажу так, у меня никогда не было ненависти к азербайджанцам и никогда ее не будет. Dar vreau neapărat să spun că eu n-am simțit niciodată ură față de azeri și nu voi simți niciodată. У меня никогда не было ненависти к туркам и никогда её не будет. N-am simțit niciodată ură față de turci și nu o voi simți niciodată. Я могу ненавидеть Эрдогана, Алиева, Путина, допустим, да, но не людей. Pot să-i urăsc pe Erdogan, pe Aliyev, pe Putin, dar niciodată pe oamenii obișnuiți. Потому что я чётко понимаю, что люди не хотят воевать, не хотят умирать. Pentru că eu înțeleg foarte clar că oamenii nu vor să lupte, nu vor să moară. И всё, что им нужно, это какие-то минимальные вещи, работа, чтобы близкие были рядом, чтобы поменьше, чтобы по возможности меньше болели. Și tot ce își doresc oamenii este să aibă o muncă, să-i țină aproape pe cei, pe rudele lor și pe cât posibil să fie cât mai puțin bolnavi. И если уж говорить о границе, то где эта граница сейчас проходит, мы не очень понимаем, потому что в мире все перевернулось с ног на голову. Și dacă tot vorbim de granițe, noi acum nici nu înțelegem foarte clar pe unde trece această graniță, pentru că în lume totul s-a răsturnat cu capul în jos. Ну, наверное, где-то между Трампом, Путиным, я не знаю, кем-то еще и мной. Dar probabil granița asta trece undeva între Trump, Putin și mine? Мы тут, они там, одним словом. Noi suntem aici, iar ei sunt acolo, pe scurt. И очень, конечно, хочется какой-то справедливости, но если бы она существовала уже за эти несколько лет, хоть Путин бы умер. Și sigur că îți dorești să există puțină dreptate, dar dacă dreptatea asta ar fi existat, atunci cu siguranță, măcar în acești ultimii doi ani, ar fi murit Putin. Nu, они сволочи живут, а мы страдаем. Dar nemernici ăștia continuă să trăiască, iar noi suferim. И налоги все поднимают и поднимают. Și impozitele tot cresc și cresc. И продукты все дорожают и дорожают. Și mâncarea e tot mai scumpă și mai scumpă. В общем, я надеюсь, что в какой-нибудь день мы дождемся той справедливости, о которой мечтаем. Dar pe scurt, eu sper că într-o zi o să ajungem să primim, să simțim acea dreptate la care visăm. Deci, ultima întrebare. Am văzut odată un album, l-am acasă de fapt, un album al obiectelor din exil. Și cel mai tare în acest album m-a impresionat o cheie. Cineva plecase în exil cu cheia unei case care nici nu se știe dacă mai există, cui aparținea. În rest erau ursuleți, cești, tot felul de lucruri. În cartea lui Narine, oamenii lasă ușile deschise pentru cei care, pentru năvălitori, ca să nu le spargă, să nu le strice casa. Ei, aș vrea să o întreb pe Narine, pentru că aproape fiecare povestire de aici e legată de un obiect. Și chiar multe titluri sunt obiecte.
Aș vrea să o întreb ce obiect și-a luat în exil cu ea, un obiect drag pe care îl are în exil cu ea în Germania. Иоанна совершенно верно заметила, вот что такое писатель, что есть какие-то артефакты в моих книгах. Иоанна a remarcat foarte corect și asta înseamnă, ce înseamnă să fii scriitor, că în cartea mea există anumite obiecte, anumite artefacte. К сожалению, мой артефакт остался в Москве. Din păcate, artefactul meu a rămas la Moscova. Это инструмент, который использовала моя прабабушка, когда она вязала ковры. Este instrumentul pe care îl folosea bunica mea atunci când țesea covoare. Этот инструмент сделал мой прадедушка, который был кузнецом. Acest instrument a fost făcut de străbunicul meu, care era fierar. Прабабушку звали Анатолия, прадедушку звали Василий. Pe străbunica o chema Anatolia, pe străbunic Василий. И я их взяла в мою книжку «С неба упали три яблока» эти имена. Și eu am luat aceste nume și le-am pus în cartea mea «Din cer au căzut trei mere». И может когда-нибудь я этот артефакт с собой заберу, к себе заберу. Și poate cândva voi reuși să recuperez și să iau cu mine acest artefact? Da, e și o mică statuetă pe care mai mami a dat-o ei odnaclasnic. Și tot acolo mai e o mică statuie pe care mamei i-a făcut-o cadou un coleg de clasă? Пожалуй, это всё, что я бы очень хотела оттуда забрать. Astea sunt lucrurile pe care mi-aș dori foarte tare să le recuperez de acolo. Îi mulțumim lui Narine Abgarian pentru această seară. N-o să mai dau cuvântul celor care vor să pună întrebări din sală, pentru că suntem mulți aici și cred că fiecare dorește să aibă o semnătură și numele pus pe carte în autografele pe care le va da Narine Abgarian. Vreau să vă mai spun numai că în carte sunt foarte multe desene, ilustrații. Ele sunt făcute de sora mai mică a lui Narine Abgarian, de Sona Abgarian, care e foarte talentată. O să vedeți cum se mariază aceste desene cu povestirile din carte. Sona, între timp, a devenit și ea scriitoare și reprezentată de aceeași agentă literară de care este reprezentată și Narine Abgarian, agentă care a plecat din Moscova și ea în momentul în care a început războiul și se află în Occident. De asemenea, vreau să vă arăt această superbă acuarelă care este simbolul unei povestiri extraordinare din carte și care a fost făcut de care a fost făcută de Angela Rotaru, a muncit foarte mult pentru ca să o poată pune pe copertă. Îi mulțumesc încă o dată traducătoarei Luana Schidu. Am vorbit despre tine, Luana, la început, n-ai fost aici. Mulțumiri infinite și, de asemenea, Ștefanie Nablant, redactoarea cărții. Și acum o să vă rog frumos să facem coada, sfânta coadă, pentru a lua autografe de la Narine Abgarian. Mulțumim!